Am reușit. Cum ați reușit? Iau pastile, iau medicamente, iau... Dar cum ați reușit să răciți? Am reușit. Stau la casă și intram în casă, frig, afară calmă, spălam cu apă rece, cu apă caldă și am răcit. Nu este normal. Într-adevăr, înainte vaccinurile astea erau foarte, foarte venite la timp, așa și eu mi-am făcut cândva, dar acum de câțiva ani n-am mai făcut și n-am mai răcit. Simt că nu mai... Și faptul că nu vine la timp? Faptul că nu vin la timp, bine, ar trebui să vină. Vremea rece a adus în județ și primele cazuri de viroze respiratorii acute și pneumonii. Sute de vasluieni s-au îmbolnăvit în ultima săptămână din cauza variațiilor de temperatură. În prima săptămână de raportare a infecțiilor acute respiratorii din acest sezon, s-au înregistrat 315 cazuri de viroze, incidența cea mai crescută fiind la grupa de vârstă 5-14 ani, cu 125 de cazuri. În ceea ce privește numărul de pneumonii, au fost raportate 106 cazuri, din care jumătate au necesitat spitalizare. Numărul alarmant de bolnavi cu viroze respiratorii și pneumonii în doar o săptămână nu sperie mai mari din sănătate. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică susțin că lucrează încă la stabilirea necesarului de doze de vaccin. În această perioadă, împreună cu medicii de familie și unitățile sanitare cu paturi, realizăm cartografia necesară pentru solicitarea vaccinului antigripal de la Ministerul Sănătății. După data de 17 vom trimite necesarul de vaccin, urmând ca Ministerul să dispună, în funcție de posibilitățile sale, vaccinul pentru județul Vaslui. Din fericire, în ultima perioadă nu s-a înregistrat niciun caz compatibil cu gripa, însă dacă Direcția de Sănătate Publică va mai întârzia să trimită necesarul de doze de vaccin la Ministerul Sănătății, în perioada următoare cazurile de viroze și pneumonii vor crește considerabil.